Sari Saveri, s-a fricoptit un zăvoi aici. Oh, ai. Ce? Ia merge la Popa Tudorel să vedeți. Păi, din ce s-a fricopsit? Din salariu? Da? De unde? De unde? Din salariu? El ia, el ia lemne la mine numai de parte, când e ciubul cu mai mare. Dar în preoți, credeți și în preoți? Preoți? Da. Ce-ți vă zic și preoți? Credeți în ei? Se spun tot felul de lucruri despre ei, nu știu dacă ați văzut de... Eu le-am dat lemne la preoți, le-am zis, eu cu preotul, cu popa, adică cu popa, cu doctor și poliția m-am avut foarte bine. De ce? De ce? Mi-a plăcut mie. Poliția m-a ajutat, doctorul m-a ajutat, preotul mi-a descântat și cred în ei. Că face ei niște porcării, așa? Fac. Într-adevăr, făceam festane, era la Brăila, am avut situații bune la Brăila. Vă spun, puteți să luați, să dați peste tot. Am auzit, făceam festane, după festane pleca la... La femei? De unde? Greu, mă iubești popilarul la Zăvoia, Tudorel, mă iubești. Ce-ți vă spun? Vă spun toate de plăcere. Că eu, măi, puiule, poți să-mi spui, poți să nu spui. Eu am avut 30 de oameni pe mâna mea, la Brăila. Și nu mi-a fost frică pe nimeni. Eu când ridicam degetul, toți îngheța. Veți încredere mai departe în biserică, în preot? Da. Vă interesează, nu știu, ce face preotul? Nu. De ce? Păi de ce să ne intereseze? Dacă acolo este... Suntem credincioși și nu ne interesează altceva. Decât atât. Dacă face, nu știu, vreo o afacere necurată cu banii, cu... sau nu vă interesează? Nu mă interesează. Indiferent ce face, dumneavoastră aveți încredere. Ce? Noi avem încredere. De ce, doamne? De ce e atât de important preotul? Chiar dacă face și lucruri dubioase. E, nu știu, eu nu... Dar nu vă interesează, adică nu vă interesează de el? Interesează, da, noi nu. Trebuie dacă mai aveți încredere în biserica română și în preoți. Am, domnul, am toată încrederea și în biserică și în pop, am tot, sunt ortodox. Și noi la fel, da. Deci aveți încredere în continuare? Bineînțeles, da, domnul, da. Mai aveți încredere în biserică, în preot? Normal, nu mergi ca oamenii creștini acolo, fiind ceva, fiind păgâni. Dacă s-a născut, am încredere. Nu suntem pocăiți, noi suntem... Spun tot felul de lucruri despre preoți, că fac lucruri necu... Depinde, mai sunt și belele, poate, sunt și panarami, nu sunt. Da, domnule, da, corect. Chiar și așa ar trebui să avem încredere în ei? Avem, domnule, avem. Chiar dacă fac, mai fac și ei combinații? Normal, eu tot altceva. Nu mă are nimic cinstit. Preoții mai fac lucruri? Fac. Și noi ce putem să facem? No, știți care e treaba? Dumnezeu îi pedepsește pe parcurs. Ce, nu putem noi să le ținem contul. Și la poliții, ce crede dumneavoastră că îi respectați? Respectați haina. Da, da. El îi tot ca și noi. Și cum mă fotografiați? Ce? Nu mi-e frică, nu vă vorbesc greșit. Nu. Popa? Ce crezi? Cum a venit? I-am dus două, trei mașini de lemn. Cum i-am dus? Când a venit, Nea Costel? Aici, tot un om ca și mine. Dar, respect, părinte, să rămână așa. Face la omul de știință. Că e băiat bun, până la urmă. Da. Dar de ce mergeți mai degrabă pe popă? De ce aveți mai mare încredere? Păi ne lucrăm pe aici, ne face aici, pe mine, ne face tot. E băiat bun. Baba mea, care n-a venit preotul, că mânecă, are 94 de ani. Acum plinește 95 de ani. Și n-a venit să o împărtășească. Și deci trăiește. Acum că a sat la tauletă, s-a împiedicat că nu mai poate și a căzut cu mâna asta așa stângă. Și încolo trăiește, mănâncă, îi dă cât un păhărel de bere. Da, da, vorbesc serios, nu că râzi. Da, da, da. Eram obișnuiți noi toți. Da, asta e. Am înțeles. Și nici în preoț să spune să n-avem așa mare încredere că și... Nu. De câte ori mă vine cu botezul, mă perie, că nu mă duc la biserică, pe părinte, nu pot, mă doare genunchii. Lumea râde de mine, că nu stau în genunchi la biserică și dacă eu nu pot să mai mă ridic, ce fac? Râde lumea, că e lumea răzătoare la noi în biserică. De asta vine lumea la Doamne la biserică, în loc să fie atent la slujbă, să nu, vine nu, să râdă. Să uită când la ăla vasă ce face, ce drege și... E, face păcatul cu gura. Da. Credem în Sfânta Biserică, în Doamne ferește. Mă interesează ce face preotul, dacă face... Noi ne vedem de treaba noastră, fiecare. Nu mă interesează ce face el, de exemplu, nu știu dacă... Fiecare cu viața lui, ce treabă avea?
Indiferent dacă, nu știu, dacă ar face ceva, nu știu, cu bani, afaceri dubioase, v-ar interesa? Dar cine ar interesa pe noi? Pentru că acolo pleacă toate, nu e ceva învățătură sănătoasă, nu e din Sfânta Scriptură, din Biblie, nu e nimic, nicio învățătură. Ce e acolo? Ce e în Biserica Ortodoxă Română? Ce să fie în Biserica Ortodoxă? Acolo nimica bun, acolo când rel, e tot așa face, ei nu se schimbă cu nimic. În Biserica Ortodoxă nu poate să se schimbe cu nimic om, omul așa rămâne. Am încredere, totuși vă spun și vă spun, am încredere și în preot. Când mi-era frică, stau și în casă, a venit, mi-a citit de 3 ori. M-am desfășurat. În biserică am încredere în Dumnezeu. Eu atât. Și chiar dacă spuneți că preoții mai fac lucruri, trebuie să-i... Nu are nimic. Știți care-i treaba? Îi condamnă Dumnezeu pe ei. Nu noi. Nu noi oameni. Nu. Noi nu. Dumnezeu le face lor. Preotul de aici s-a mai cumințit acum? E cum, sau... Nu, sunt băieți cu mine. Băieți cu mine. Avem un preot în ietate, ăsta, îl avem pe Tudorel. Nu, e băieți respectuos. Nu mai umblă în sat cum... Nu. Nu-i din ăla ca să meargă cu... A, nu, e băiat liniștit. Și are șaveri, s-a pricopțit în zăvoi aici. Ce? Ia merge la popa Tudorel să vedeți. Dar din ce s-a pricopțit? Din salariu? Da? De unde? De unde? Din salariu? El ia lemne la mine numai de parte, când e ciupul cu mai mare. Păi și din ce s-a pricopsit preotul de aici? Din ce s-a pricopsit? De unde? Din donațiile? Noi la Zăvoaia, puteți să mă filmați, puteți să dați pe unde vreți. La noi la Zăvoaia, cea mai credincioasă lumii. Să mergeți duminica, să vedeți ce e în biserică, uite așa este. Aici, merge la Dudești, merge la Tătaru, moare poche de foame. Părintele, cu popa din ziua de asta, s-a mai schimbat? Nu mai e cum era? Nu, ba da, e bine, e bun, dar ce să mai zicem, face treabă pe pofte. A venit, am o bătrână și a ținut poș, e bătrână și e păcat. A venit până la ușă și a zis că n-a deschis ușa ca să-i facă primirea. Și-a lăsat-o neîmpărtășită. Doar din motivul ăsta? Poftim? Doar din motivul ăsta? Da. Că de ce l-a așteptat? Și n-a știut. Că eu dacă știam, a dat telefon, vecina, dacă știam, l-așteptam. Dar dacă a zis că vine, dacă n-a spus dumneavoastră la ce oră să veniți. Dar așa se comportă urât cu oamenii de aici. Să poartă cu care nu plătește și contribuțiile. Eu, dictor, m-am rugat la el, el m-a ajutat, orice problemă am avut. Eu am fost, de exemplu, bolnav, m-am rugat la el, m-a ajutat, sau în orice. Bine, când mă închin, nu zic că nu, la biserică, paci, când trec, na. Dar... Un preoț nu prea cred, pentru că, nu știu, am auzit fel și fel de asta la televizor, mai, nu știu... Despre ei, despre ce fac ei. Despre... Da. Am impresia că nu au credința care trebuie să o ai permanent. Da, bineînțeles că avem încredere. Și credința nu dispare niciodată. Dar aveți încredere și în preoți și în biserică? Da. Deși se spun tot felul de lucruri despre preoți. Că fac nu știu ce afaceri dubioase. Vă interesează lucrurile astea sau nu vă interesează? Cine știe să fiu... Fac ei escrocherii majoritatea, da, pe preoți. Mă rog, asta e, noi... e treaba dânșilor. Pe noi nu ne interesează cum a venit, nu. Ne interesează, credința e credință. Banii, oile, banii, ani, oile nu s-a spus niciodată. Spuneți că preoți trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-i judece, nu noi, oamenii. Noi... Dumnezeu îi judecă pe toți preoți. Noi nu putem să-i spunem nimic? Nu putem. Fiecare Dumnezeu îi judecă. Noi trebuie să avem încredere. Sunt preot... Și, în primul rând, în Dumnezeu. Putem fără preoți? Poate să meargă țara mai departe fără preoți? Fără... Nu merge. Nu merge niciodată. Fără preot, nu. Asta m-am născut. Preotul te botează, preotul te bagă capul în apă, preotul te scoate, preotul îți dă sănătate. Să mai credeți în biserică? Vă mai... mai credem, că normal că trebuie să credem. De ce? Pentru că asta e. Mănăstirile care se donează atât, nu știu cu donațiile cum sunt, nu știu, la ce dat duce lumea banii cu nemiluita. Cu nemiluita și nu prea eu... se întoarce nimic la credincios cum ar veni. Nu știu. Mulțumesc mult. Am fost sărați și noi am fost, dar nimeni nu ne-a ajutat, nimeni nu ne-a zis nimic. Am muncit, am făcut, n-am...
Ați plătit impozite ca toată lumea și... Impozite ca toată lumea, alea e primele pe plan. La început de an, impozitul. Și ajutoare de nicăieri nimic. Noi. Nu știu alte persoane cum or fi, dar eu una nu. N-am primit de când sunt niciun fel de ajutor de nicăieri. A venit doamna odată părintele să vă spună, dacă aveți nevoie de ceva, să vă întrebe. Ce lucru mare, ce spuneți? Nu există așa ceva. Dar la slujbă vă duceți? Adică cum e atmosfera? Da, m-am mai dus. Nu vorbesc mai mult. Aici eu n-am auzit niciodată nimic dacă se ajută, dacă... Dar dacă îl întrebați, doamnă, nu credeți că vă răspunde? Eu n-am curaj. Că eu... Să resping pe alții care întreabă lucruri minor.